Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor parohiei nașterea Maicii Domnului din cartierul Valea Cenchi, al municipiului Caransebeș. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit o troiță construită în curtea bisericii și a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic Etos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă petrecută în mijlocul credincioșilor din parohia Valea Cenchi, municipiul Caransebeș. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că iată bisericile noastre se înnoiesc și se împodobesc și de asemenea se înfrumusețează cu aceste troițe, cu aceste cruci care împodobesc atât satele, cât și orașele noastre, dar mai ales avlia bisericii. Îl rugăm pe Domnul să binecuvinteze pe mai departe această parohie pe preotul și și care viețuiesc și se roagă aici și rugăm pe Mântuitorul Hristos să ne ajute și nouă ca astăzi și în cealaltă vreme a vieții noastre să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, având convingerea că toate celelalte materiale trebuincioase traiului de zi cu zi se vor adăuga nouă. La finalul slujbei, preasfințitul Părinte Lucian l-a hirotesit econom stavrofor pe Părintele Paroh Florin Grozăvescu și a oferit diplome de recunoștință binefăcătorilor locașului de cult. Trăim astăzi emoția sfântă pe care prezența ierarhului în mijlocul comunității o sădește de fiecare dată, emoție prilejuită de vizita preasfințitului Părinte Episcop Lucian în parohia noastră acest eveniment ne aduce aminte de un alt eveniment petrecut în urmă cu șase ani, atunci când preasfinția sa a poposit în mijlocul credincioșilor acestei parohii pentru a binecuvânta lucrările de renovare ce s-au efectuat în acea perioadă. Primul gând al nostru este de a aduce cinstire și slavă lui Dumnezeu pentru această zi de sărbătoare. Ce a sunat pentru tine ziua de astăzi? O binecuvântare că am putut reveni în casa lui Dumnezeu și fericire. De ce te-ai așa de frumos? Pentru că e foarte important să păstrăm tradițiile noastre și pentru că este foarte frumos ca fiecare copil să vină la biserică cât de tradițional. Chiar și la oraș? Chiar și la oraș. Ce a însemnat pentru noi astăzi, ziua de astăzi? O zi foarte specială pentru cartierul nostru cu o încărcătură sufletească foarte, foarte puternică. Din ce cauză? Pentru că s-a sfințit și crucea și pentru că l-am avut și pe preasfințit în mijlocul nostru. Biserica Nașterea Maicii Domnului din municipiul Caransebeș a fost construită între anii 1996 și 1998 și a fost târnosită de preasfințitul Părinte Lucian în Duminica tuturor Sfinților din anul 2013.